Jador a recunoscut că a înscenat despărțirea de Oana Ciocan. Ce s-a întâmplat între cei doi? După ce a spus că s-a despărțit de Oana Ciocan, iar ea a fost vustă alături de un alt bărbat, Jador a recunoscut că totul a fost o înscenare. Iată ce se întâmplă între ei în aceste momente și care este adevărul din relația lor. A fost un întreg scandal între Jador și Oana Ciocan, în urmă cu câteva săptămâni. Cântărețul a susținut că au luat inițial o pauză, însă pauza s-a transformat într-o despărțire în momentul în care Oana Ciocan ar fi intrat într-o altă relație amoroasă. Jador a recunoscut că despărțirea de Oana Ciocan a fost o înscenare. Jador a spus totul despre ce s-a întâmplat între el și Oana Ciocan. Cântărețul a recunoscut că tot ce s-a întâmplat a fost o scenare și nimic din ceea ce a spus în ultimele săptămâni despre ea nu a fost adevărat. Mai mult, relația lor continuă și astăzi și formează în continuare un cuplu. Cântărețul a fost amuzat de situație, însă nu a spus de ce a recurs la acest scenariu. Cei care îl urmăresc l-a acuzat că totul s-a întâmplat doar din dorința de a-și promova noul videoclip, în care apare și Oana Ciocan. Jador și Oana Ciocan au o relație fericită în aceste momente. Au planuri mari de viitor și se pregătesc să se căsătorească. Recent Cântărețul a dezvăluit că și-au găsit și naș și totul este pregătit. De asemenea, Jador a dat dovadă că este un bărbat romantic și a mărturisit cât de îndrăgostit este de Oana Ciocan. Cântărețul a compus piesa pentru Dansul Mirilor. Pregătirile pentru nunta lui Jador cu Oana Ciocan sunt în curs de desfășurare. Cântărețul a dezvăluit că și-a compus singur piesa pentru Dansul Mirilor este nerăbdător pentru tot ceea ce urmează și a declarat că Oana Ciocan este totul pentru el. Pentru dansul mirilor, am compus o piesă. O să o cânt la nuntă. Se numește Ești frumoasă și e pentru Oana. Nu vreau să o cânte altcineva, nu o va simți nimeni cum o simt eu. Am emoții, pentru că nu sunt priceput la dans, dar momentul va fi magic, a declarat artistul.